Prefectura Olt și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a demarat o campanie de informare pentru prevenirea incendiilor. Acțiunea îi vizează în special pe reprezentanții unităților care organizează petreceri, concerte, nunți sau alte evenimente asemănătoare. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Olt, la nivelul județului există peste 500 de unități de alimentație publică, printre acestea aflându-se și baruri, restaurante, cluburi, puburi și discoteci. Toate însă funcționează corect, dacă ne luăm după ultimele controle. Din luna septembrie 2009, de când a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Sănătății 1030/2009, până în prezent, la nivelul județului Olt, au fost autorizate 524 unități de alimentație publică. Reprezentanții DSP spun că la ultimele verificări nu au fost depistate nereguli grave. Au fost date doar câteva amenzi și avertizmente. În trimestrul 3 al anului 2015, compartimentul de control în sănătate publică Olt a efectuat un număr de 24 de controle, ocazie cu care au fost aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare de 2600 RON pentru lipsa noțiunilor fundamentale de igienă la personalul angajat, depuserea necorespunzătoare a alimentelor și ambalajelor, precum și 4 avertismente pentru stocul insuficient de substanțe dezinfectante, echipamente de protecție incomplete. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt reface lista cu toate localurile din județ, urmând să fie verificate condițiile de funcționare.